V-am rugat să mă informați dacă o să fiți ședință sau nu. Ați promis că o să răspundeți e-mail. Am telefonat pe seara. Păi eram la București, am venit azi noapte. Am văzut că nu răspundeți, m-am gândit că mai bine vin la ședință, dar ați promis că răspundeți la e-mail. Da, dar la e-mail puteați să răspundeți și după ședință, nu? M-a scuzat că târziu am văzut că de ieri am primit solicitare. Am înțeles. Băi, puteți să mai doar cu voi, mai are și voi de sus. Te-am e băiat mare. A ajuns grefier la curtea de apel. Nu să stai, bă, mă. Și de la centralul zis că tot trimis mesajul, încă de luni, de marți, nu știu când. Dar mai departe... Data trecută n-ai semnat despre... Păi am semnat, dar trebuia să fac o cerere la Ministerul Justiției și nu știam dacă o să vină sau nu o să vină răspuns. Că se întinde, nu? Că e birocrație. Și zic, hai că o să-l întreb dacă o să fie ședință sau nu. Și l-am întrebat. Și nu mi-a răspuns. Și am venit așa neștiind dacă vin pentru ședință sau vin numai să mă întorc înapoi, cum a fost până amul. Am semnat, da. Mie nu face nimeni nici o științare suplimentară, dar voi vreți... Pe dumneata, te plătești, dar eu iau-te câte cheltuieli am făcut până acum. Când îmi plătește mie, dă Doamne să dăiești ție, atâta. Dar mă înțămâiesc, nu vreau să-mi dă. Pe mine închipui că ți-o dat bani și pentru Melniciuc și pentru procuror. Nu ți-o dat numai pentru servicii. Post-mortem și în timpul vieții. Știi ce înseamnă? Apărare onorabilă. Ai auzit așa chiar de vreo? Și onoare putea să aibă Babencu, bătăușul acela. Dar și onoare puteți să aibă Melniciuc, și onoare puteți să aibă celălalt rusul, procurorul. Dacă tu cât ai plătit pentru ce bănaști, spre exemplu? Eu plătit statul. Că statul, da? Statul eu plătit, da. Seama ta, tu, trântor, bătrân... Dar de ce trântor, bătrân? Decât să lucrez degeaba mai bine... Stau degeaba, da, și să lucrez. Să mă duc să mă rog la Babencu, să mă angajez la universitatea lui privată, în care face și drege, parcă e... Ești vechil, pe fățare. Handicapat mental, că ții statul să-ți plătească bucat la vârsta ta. Rușine. Dar și așa rușine dacă statul nu-ți asigură minimul de existență. Încă e bine că există asistență juridică garantată de stat. Asistență juridică lui Babencu. Gratis, pro bono. Pentru că te-au angajat la Universitatea Slavonă și ți-au dat voie să-ți publici toate aberațiile, toate lucubrațiile. Îți dă voie să manifeste ignoranța. Apărinte, bunul numele a lui. Nu atât interesul lui, decât bunul lui. Ai, da, ai pus în joc și interesul lui, pentru că am făcut acțiune civilă cu cerere de achitare a prejudiciului material și a daunei morale. Bunul lui. Dacă nu era acțiunea asta civilă, de mult dosarul era închis, că el a murit. Așa om de bun era. Așa de bun era, doar ferește, încât băte oameni. Tot și încă și a smuțat și pe angajații lui să-și bată oameni. Și încă și-a bătut și studenta. Și-a bătut joc și de studentă. De ce a plecat săraca în Rusia și nu mai vrut să vină ca martor în dosar? Studenta Iulia Cernei. Da, eu așa mă gândesc. Da. Păi n-am nicio probă. Dacă a dispărut săraca, nu, nici cu mine nu comunică. Îmi dau seama ce presiuni s-au făcut asupra ei. În ce joacă? Să apăr drepturile omului? Da, eu. Eu un circ în Republica Moldova să apăr drepturile omului. Ridicol de ineficient. Dar cum s-a apărat? Cum s-a apărat? Băi, distorsionați drepturile omului, înțelegi? Noțiunea de drepturi. Am văzut cum înțelegi dumneata drepturile omului, viață privată, ești în robă, ești în instanță de judecată și viața mea privată să-i șerut voi de la mine, de exemplu. Sau câte alte aberații ai mai spus la cameră. Că dreptul la imagine, acum am primit dreptul la imagine. Păi dumneata și fonezi dreptul la imagine, că... Spui tot felul de chestii care te compromit ca profesor universitar, ca autor de manuale și ca avocat. Fiu eu și în robă. Nu ai drept să-mi filmez, mă ieți mutra mea. Înțelegi? Poate eu acum... Dacă ești cu mutra acasă, da, da. Dacă ești în instanță de judecat și suntem în conflict, e de interes public persoana dumitale. Și persoana procurorii, și persoana grefierului, și persoanele judecătorilor. Am deschid, chiar deja mă refer la codul civil, dreptul la imagine. Știi ce înseamnă asta? Da, dar la omul, la omul de rând, da, îl protejează legea. Pe dumneata nu. Dumneata ești într-o relație cu statul, importantă relație. Ești aproape ca funcționarul public. Eu sunt aproape ca funcționarul public. Exact. Eu aproape, categoric nu pot să fiu aproape, înțelegi? Eu exercit
o atribuție publică. Ai văzut? De apărare drept în baza articolului. Ai văzut? Gata, ești într-o... Da? Nu mai în cadrul procesului. Uite, ai ieșit. Și noi suntem în cadrul procesului acum, nu? La ora asta trebuie să fie proces, ori nu? Eu deja gata. Nu mai sunt. Eu sunt omoritor ca și... Da, ești în spațiu public. Ești în spațiu public. La dumneata acasă nu o să te filmezi. Decât dacă o să văd că faci vreo ilegalitate, ceva. Ei rămân încă. Ne ziceți. Eu nu mă acum. Și aici este 5 minute. Cât eu pledez. După ce eu nu pledez, gata, eu nu mai sunt. Eu roba trebuie să o dau jos și eu să... Și dacă e așa, de ce nu te plângi la poliție, că te hărțuiesc, de ce nu mă dai în judecată? Păi, eu trebuie să dau și mă gândesc. Hai, că gândești, chiar o idee bună, nu? Cât costă imaginea mea ta, le-am să vedem? Hai să vezi cum să te dezbrac. Wow! Chiar... Nu m-ar mira la ce instanță, ce justiție avem, nu m-ar mira. Nu-ți supăra, dar din principiu, pur și simplu. Păi exact, eu din principiu zic, dacă ești așa principial. O plângere la procuratură e că ajunge poate la doamna procuror. Mai este una aia acolo care tu la tine. Maria Olar. Și mine, de filmează, intri prin birou, în altă. Mai bine în birou, dacă așa funcționat, nici o problemă. Dar din... Și totul în birou nu are de să faci, așa cum te-ai băgat tu în birou la Universitatea Slavon. În care? Nu pe coridor m-au bătut? În secția studii când te-ai băgat. Eu m-am băgat, nu ei m-au împins TEC 4. Te-ai băgat în secția studii și filmai... Nu ei TEC 4. Băi, filmai regista. Nu ei TEC 4 m-au împins acolo, da? Nu ei m-au împins acolo, așa-i? E, vezi cum întorci, vezi cum întorci. Dar ce stau deschis așa la vedere, datele personale? Că doar acolo intră studenți, acolo intră alți studenți. De ce stau deschis așa, accesibile? Înseamnă că așa nu știu să păstrez datele personale. Acei care erau martori în dosarul ăsta nu știu să păstrez datele personale. Și de ce nu s-a întors dosarul penal împotriva mea? De ce n-ai făcut o cerere convențională, oricum se cheamă? Că el a venit și punea în pericol datele personale. Nu mi-au dat voie. Ba bine cum mi-au dat voie. El a spus, da, salvă-i cu Dumnezeu. Și aia că amu el e cu Dumnezeu și eu cu justiția în proțap. Lasă-l pe Dumnezeu. Dar eu i-am propus. Nici ei nu se sesizau ce înseamnă de date cu caracter personal. Acum în ședem societatea și ești. A, păi da, am înțeles, amu, și ce înseamnă și cu dreptul la libertate. Și cu datele de închetă. Tu am ferești. Da, ia ca și era important. Nu faptul că pe mine m-au sechestrat, m-au privat de libertate, da? Da, cum n-am inversat-o, da? Dar de ce s-a oprit oare camera? Nu pentru că eu trântit pumni și-s după și TEC 4 m-am împins în camera și ea? Da. Dar și nu se vede și se întâmplă și în camera și ea? Toți patru, mai ales Babenco și cu celălalt reposat. Și în cameră, când tu singur ai intrat, secția studie și nu în cameră. Da, e ca și nevoie avem eu, dacă ăsta mă bat, eu și nevoie avem să intru în camera. Și așa logic dacă o iei. Și căutam eu în secția și m-am refugiat probabil, nu? Nu, tu erai pe coridor. Așa, și ei m-au agresat. Nu. Că de ce nu vorbesc pe ruschi, nu? Se vede pe video cum m-au agresat. Și căutam în secția studii. Era pe coridor în așteptarea chipurilor poliției, da? Cum a poliție dacă ei m-au agresat? S-a întrerupt filmul când ei m-au agresat. Se vede cum sare Babenco la cameră. Și după aceea am început să filmez deja în secția studii. Și căutam eu în secția studii dacă eram agresat. Și ei m-au agresat. Ei erau tot pe hol, în alta. Și el m-a atacat. Ceilalți erau pașnici pentru început. Ei se uitau toți pe fereastră, se uitau la stradă să vadă când va veni poliția. Da? Dar în momentul ăsta tu ai prins momentul, ai văzut că ei toți... Ce spui povești, omule, că filmul se întrerupe când mă atacă Babenco, când vin ei toți patru de afară. Iată, pentru ce am intrat eu în secția studii dacă ei m-au atacat? Pentru ce am intrat? Stai alea, că succesiunea videourilor care? Că ei mă atacă și după aceea continuu alt video deja. Da, videourile. De ce nu ai prezentat videoul la expertiză? Cum nu l-am prezentat? Este și expertiză la dosar. Și zici că n-au putut... Originalul. Nu mi-a cerut polițistul, dacă știam, îi dădeam. Care polițist mi-a cerut? Concluzia expertului, tu ai refuzat să prezinți original. Cum am montat, omule, că era camera la mine? Ce original? Trebuie să prezint camera sau ce? Trebuie să prezint camera așa. Și camera a stat la ei, că era spart obiectivul. Ei făcut. Originalul era pe cameră. Camera era la ei o vreme pentru că au fotografiat LCD-ul spart. Toate filmările care le-ai făcut, ai mers acasă, nu ai prezentat la poliție când te-ai cerut inițial. Păi când trebuie video, trebuie să-l public. Trebuie să-ți faci atunci cerere de copii. De unde să-mi fac copii? Cu camera, de unde să-mi fac copii? La poliție? Le-ai montat, pe urmă, n-avea poftim la expertiză montajul, da? Da. Copia. Și expertiza că n-am putut stabili dacă e trucat sau nu. Nu poți face. Oricum, evident ce se întâmplă în acel video. Și mărturiile Iuliei. Evident.
și mărturiile Iuliei Cernei sunt concludente. Tabloul în ansamblu e concludent. Tot subalternii lui Babenco se contraziceau. Ce am spus eu cu Iulia și cu proba video, demonstra vina lui Babenco și a subalternilor lui, cei patru care m-au atacat și ceilalți care au fost complici și care nu știu de ce au fost scoși de sub urmărire penală. Nu chiar în contextul ăsta, dar știi un compozitor italian, nu mai țin minte, în limba rusă am cumpărat așa, el a spus așa, ne sudite a muzicii păca ne zăconce în concert. E ca cam în felul ăsta, mai că nu chiar relevant la speța noastră, așa și tu. Tu vrei să prezinți un fotomontaj, un videomontaj. Da. Și n-apoi îți faceți expertiză. Nu, trebuie tablou general. Toată imprimarea care ai făcut. Dar ei, dacă sunt instituții, de ce nu au prezentat imagini, video de la instituția lor? Dar dacă nu avem, nu avem. Nu, poți să stai slunina ta, mă, întâmplător. Să filmăm acolo. Dacă instituții publici, mă rog, intrați, oameni buni, veniți, discutat, civilizat, nu cum îi trebuiește? Poate și tu ai văzut că acolo, în toate instituțiile astea care credică că sunt private, stau polițiști, de ăștia, paramilitari pe la ușă, da? Acolo ai văzut că stai un bătrânel. Bătrânel care a sărit la bătaie. Acel bătrânel care a fost campion la sambo, la trântă, nu știu ce. Și a sărit la bătaie. Și a sărit la bătaie bătrânelul ăla. O sărit la bătaie bătrânelul ăla, pașnic și blajin. Și acum ea că merge acolo, stă o băbuță. Așa cum stă. Deam, nici nu mai ai și păzi, deam, gata. O dat ort popii Babenco, deam, nu mai ai și păzi. S-a dus dracul business-ul și imaginea. La baftă ce este o băbuță, la măsuță ce este, o cine este. Așa e normal, la o instituție de învățământ nu prea ieși monitorizat. Dar la ei erau mari de Iași, la început erau mari de Iași. Ca să țină în frâu astea de plătitori de burse. Sau nu, taxe de studii, că nu erau burse acele, taxe de studii. Ai bună credință, trebuie, dar nu rea credință, dar tu ai venit cu rea credință. Și ce ai venit cu rea și ai băgat-o pe Sărbana și de Iulia, Cernei, ai băgat-o pe sigur, după aia ai spus, o, Doamne, unde m-am băgat? E clar că ați comunicat, da? Și ați negociat, probabil, cumva. I-ați dat actele în schimbul tăcerii și a plecării. Păi da, ei nu s-au așteptat că justiția o să dureze 9 ani de 3 ori la curtea de apel. De 3 ori se întoarcă la curtea de apel, ce fel de dreptate e asta? Mai ales că prima dată curtea de apel l-a găsit vinovat pe aparatul Matale. L-a găsit vinovat pe aparatul Matale. Însăși moțiune de drepturi și libertăți. Tu nu înțelegi, pur și simplu, în profunzime. Da, așa cum se vede la Universitatea Slavonă și în justiția moldovenească, e altfel justiția și drepturile omului, știu. Eu nu sunt jurist, dar drepturile omului le știu. Nu le cunoști. Înțeleg. Tu cunoști drepturile omului fix așa cum un condamnat cunoaște dreptul penal și proceduri penal. Care pare că despre cazul lui, un condamnat deseori știe mai bine decât procurorul, decât judecătorul. Exact. El ajunge să învețe mai mult drept penal decât procurorii deja au pierdut abilitatea asta și anchetatorii, pentru că ei au alte griji, ca și avocații, ca dumneata. Nu cunoaște el chiar despre cazul lui. Fie el cât este. Dacă el nu este specialist în materie, lui îi pare că cunoaște. Aparent. Amatori ca mine au fondat instituția drepturilor omului, că dacă ne lăsăm pe mâna politicienilor și a juriștilor ca mata, atâta mai aveam drepturile omului, mai aveam un război 3 mondial. Teoria, cunoști teoria lui Genon? Nu, prima dată. Vă ia că eu ți-o spun, ia ca teorie, ia că asta e universul, da? Cunoașterea, da? Bine. Și când ai, tu ești, ia că la punctul este el. Dar mata nu tot acolo ești? Tu ești la punct. Cât suntem acolo în centru? Nu, universul meu e acolo în centru, universul Matale e acolo în centru, dar în altă parte. Tu cunoști tot. Cât cercul la tine se mărește, așa, cu atât mai mult tu înțelegi. Asta e valabil pentru oricine. Asta e valabil pentru oricine. Tu înțelegi că nu cunoști. Cunoști mai puțin, da. Și la dumneata e tot așa. Asta e teoria lui Zenon. Asta e tot, la dumneata e tot așa. Dacă tu ești la punct. Toată lumea e în punctul ăsta. La dumneata ești tot cercul ăla, da? Departe, nu. Păi da, dumneata tot un punct ești în cunoaștere. În universul cunoașterii dumneata tot un punct ești. Dar ești un punct dintre ăla pătat,
vărgat pentru că ești legat cu Aldi Babenco și cu alți mafioți. Asta trebuie să o cunoști. Să-ți știi loc, tu ești punctul. Exact, și dumneata tot un punct ești. Mai mult de un punct nu ești nici dumneata. Cât mai mult ai să cunoști, cu atât mai mult ai să înțelegi că tu cunoști puțin. Iată, 9 ani de justiție am aflat și hram poartă Melniciuc, și hram poartă Rusul, procurorul, și hram porți dumneata ca avocat, apărător, pro bono al șefului meu angajator la Universitatea Slavonă. Da, că el te-a angajat. Să zicem că e pro bono și te-a angajat și îți faci datorie față de el că te-a angajat la Universitatea Slavonă. El nu m-a angajat, eu m-am angajat. L-a permis să te angajezi la Universitatea Slavonă. Nu el m-a angajat, eu m-am angajat. Dacă aici trebuie să inversăm lucrurile. Dacă el te-a angajat, dumneata e subalternul lui. Nu sunt eu subalternul. Dar cum ești? Dacă el e director, era directorul universității, și ești dumneata? El nu e rector. Pe linie era director, e director, nu-i tot. Nu sunt subalternul lui, dragă. Dar cum? Înțelegi ce funcție, dacă așa mai popular știi? Jurist ești. Sau chiar profesor, că predai acolo. Ai predat acolo. Eu sunt lector universitar. Așa, angajat, da. Cadrul didactic. Eu nu mă supun lui Babenco, Andrei. Dar el ce era? Cu administrația numai. Dacă avocat, cui te spui? El era un simplu... El e clientul matale, te spui direct ca avocat. Măi, tu înțelegi ce înseamnă un șef de gospodărie? Eu înțeleg ce înseamnă și înseamnă un client de avocat. Grafiem, da? Hai să l-am rugat să-mi scrii dacă ați fi ședință și nu mi-o scris. Despre asta am început filmare. Oare el trebuie să spună vicepreședintele lui Atatului, vicepreședintele de gospodărie, aici? Nu. Nu, așa și eu. Nu mă supun, nu m-am supus și nici nu pot să mă supun. Dar dacă îți spune să strângi de după dumneata, de exemplu, sau să muți masa că el are de făcut reparație, te spui. Eu mă supun șeful meu de catedră, decanul și rectorului. Punctul. De. Ce mă interesează pe mine? Bine, dar în relația din instanță, el ți-a zis să nu faci plângeri împotriva mea și n-ai făcut-o. Deci te spui. Exact. Deci în relația de avocat, spunerea e directă. Dar nu el să spune, Matale. Tot tu n-ai făcut plângeri, că am filmat dosarul, nu știu ce. A? Ia, dă-ți aminte. Cine? Neta sau el ați făcut plângeri, că am filmat dosarul. Păi dacă l-ai postat, ai postat. Tu nu i-ai dat cu artel personal, l-ai postat. Da, da, atunci nu era lege. Cum nu era lege, bre? Cum era lege? El nu lucra, dar era, bre. A, păi... Tu nu înțelegi, de atât îți spun, revenim la punctul acela. Ți-ți pare că cunoști, dar tu nu cunoști. La drepturile omului cât ceva mă pricep. Ia ca o leacă mai mult decât mata. Eu am văzut de câteva ori că de ce n-ascult ce spune polițistul, de ce n-ascult chestii de astea îmi spune în instanță, care te comprometeau ca jurist. Eu ți-am făcut o paralelă. Tu cunoști atâta cât cunoști același inculpat sau condamnat? Depinde de condamnat și de inculpat. Din 7.000 de inculpați, din 7.000 de inculpați sunt o grămadă care cunosc și drept constituțional mai bine decât dumneata, nu? Sunt unii chiar... Omul învață la facultate. Juriști. Uite, Vlad Filat nu făcuse dreptul la Iași. Până mai ieri era condamnat și el. Și tot nu cunoaște. A, păi, dar ce să faci acum? Dar tu îmi spui mie de unul cu cunoaște de bine. Niciodată să nu spui. Dar neata niciodată să nu generalizezi. Din inculpați și din condamnați, o grămadă cunosc mai bine dreptul decât mine, cu dumneata luați împreună. Crede-mă. El știe în ce a spus. Nu știu, el a spus multe, că nu a spus numai o chestie pe care o ții minte ta. Relativitățile, cunoaște? Totul relativ. El poate cunoaște ceva acolo el. Articolul acela lui pe care el a trecut și sofert. Da? Poate el, dar el nu poate. Exact, și justiția se face în balanță. Dar oricum Melniciuc a putut să-l scoată, să-l achite total pe clientul matale. Și cum putea să-i facă pe și el alți complice ai lui? Cum putea să-i facă martori? Știi ce materie asta, teorie dreptului omului? Știi ce materie complicată? Știu, da, sigur, e complicată. Da, este foaie verde. Știu, da, da. E bine că recunoști, că nu o stăpânești, că e complicată. Da, o cunoști, poate mai bine o cunoști față de mătușa Mărioară. O cunosc, da, asta da. Săracune și, nu știu, scrie în 30 de ani. Da, multe mătușe și moș Gheorghe sunt mai cum se cade decât clientul matale și chiar decât dumneata. Dar n-am zis că sunt arhicunoscător. Dacă clientul dumitale m-a agresat, mi-a încălcat drepturile, asta e cert, toată lumea a văzut câte milioane de video are, de vizualizări are clipul acela. Și toți confirmă contrariu, că din contra, tu ai agresat. Toți, da? Și ai studiat dumneata statistica, da? Eu nu vorbesc de alte cazuri, vorbesc. Dar de ce dar justiția întoarce a treia oară examinare? De ce curtea de apel prima dată l-a găsit vinovat pe clientul matale? Totuși. Dar de ce s-o
casată decizia. Probabil o greșit ceva la proceduri. O să vedem. Să vedem. Să vedem ce să zic CEDO, tată. Acolo e cu drepturile omului. Ca să vedem CEDO. Dar de ce se întinde atât ca să n-ajungem la CEDO? Că de mult trebuia să fie ajuns la CEDO, nu? Să fac o dată dreptate. De ce se întoarce 3 ori la curtea de apel? Nu degeaba curtea supremă tot. Dacă n-am să mă plâng eu, îi splângi mă ta la CEDO. Dacă o să-mi facă mie dreptate, îi splângi mă ta la CEDO. Nu poți în numele lui. Eu? Da, nu poți. În numele lui nu poți plângi la CEDO. A, ca avocat? A, chiar dacă el e răposat? Chiar dacă e răposat? Mandatul la mine nelimitat. A, păi da, ia că dar te întreb. Te-ai plânge dacă nu o să-ți facă dreptate instanțele moldovenești? Te-ai plânge la CEDO? Și ce, ce normă, ce articol ai invocat? 6. A, cu dreptul la justiție. Dar eu mai multe. Dar eu articolul 5, dar eu articolul 10. Eu 3 articole pot să invoc. Dar eu mi ajunge 1, 6. Mie mi ajung 3. Și ascultă, închipu-te că acum că dânsul recunosc vinovat, da? Culpabil, el nu e omul, dar închipu-te logic. Bine, legea asta o lăsăm așa. Da, dar el a existat. Cât 60 de ani a existat pe lumea asta, el a făcut niște vine, nu? El a fost achitat în prima instanță. Nu are dreptul, după ce el a decedat în perioada asta, de la prima instanță până la a doua instanță, până la curte, el a decedat, da? Nu are dreptul, instanța superioară. Și scrie vreo normă că nu are dreptul în așa circunstanță? Nu are dreptul să inverseze situația, să îngrijeze, să înrăutățească situația lui. Nu are dreptul. Aici, spune... Păi și gata, decizia lui Melniciuc e definitivă și irevocabilă, cum nu are dreptul? Nu. E așa rămâne, nu că e revocat. Păi ea rejudecă, ea reexaminează cauza, în fond. În cazul de față, curtea de apel, nu are dreptul să inverseze soluția. Fiindcă el e mort, el nu poate să-și mai vie și să spune ceva în apărarea lui. Eu nu pot. Eu să dar putea să fie fugit, cum sunt atâția fugari, se examinează în cotumacie. Noi vorbim de deces, nu vorbim de cei fugari. Acei fugari, da, nu se discute. Treaba lor, lasă scoată că mieșa pe unde vor. Toată lumea civilizată. Lasă scoată că mieșa pe unde vor. A fost achitat, a murit, nimeni nu mai arde. Există și practici internaționale, nu numai normele moldovenești. Păi eu ți-i spun că există practici internaționale, anume... Eu la asta și bag. Da, dar mie trebuie să-mi facă dreptate cumva, nu? Da. Mie puțin îmi pasă de Babenco acum, că el e oale și ulcele și l-a mâncat și jernie de mult. Chiar te-o pretinzi cu oaie, înțelegi? Tu ai nimerit în situația asta. Omul a murit, gata, la revedere. Nu-i la revedere, că mi-au creat pauze, pagube. Dacă el era condamnat în prima instanță, eu deja și muream, da? Așa, cum așa, inversăm. Eu trebuie, instanța avea dreptul să-l achite pentru reabilitare. În scopul reabilitării, bun lume. Poate știi și mata ceva legi. Poate știi și mata ceva legi, dar eu știu de dreptul meu că trebuie rezolvat cumva, nu? Doamne ferește, ei să-i răutățească lui situația după ce el umări. Și așa, Doamne ferește, și pe are dreptul natural, just naturalism. Ce zice are just natural? Dreptul natural. Nu poate el, la nume, la bun lume, nu poate lui să-i răutățească situația. Lui puțin îi pasă acum. Lui puțin îi pasă acum. Nu-l mai afectează. Deja statul nu mai poate pedepsi. Decât să-mi recupereze paguba. Pe mine să-mi repare un drept încălcat. Pe el pedepsi, statul nu-l mai poate. Nu-l poate băga la pușcării, nu-i poate lua amendă. Nimic nu-i poate lua, nimic. Exact. Dar bani pentru paguba creată de el poate. Dacă îi dădeam eu bani cu împrumut și demonstram chestia asta, trebuie să-mi întoarcă împrumutul urmașului lui, nu? El a fost achitat. Pentru că el a murit, nimeni nu are dreptul să-i implice în... viața lui. Ei, da, dar câți au fost condamnați post-mortem, s-au găsit vinovați? Da, în lume, da. Criminali, naziști, chestii. Nu, din ăștia. Da. Da. Criminali, naziști, gata, au murit, punctul și gata. Nu, ele, da, și după aceea se constată și se, măcar se condamnă post-mortem. Nu se constată nimic. O să vedem. Constatate, constatare. Nu, păi da. Și ăștia nu? Trebuie să constate că mi-au încălcat drepturile, nici mai mult, nici mai puțin. Nici nu trebuie. Nu, ei trebuie să constate vinovăția lui, nu să-l condamne. Trebuie să constate vinovăția lui și să oblige pe nevasta sau pe fiiciorul urmașului să-mi plătească despăgubiri, nici mai mult. Păi nu poate, da, da. Cam nu poate. Poate doar ca spirit. Lasă fac un seans de spiritism din ăsta. Ne jucăm de... Băi, dar eu am zis și am luat la bâncare. Dar interesant și cu dânsul, și interzit. Dar poate nu-i complet. Dar eu sperat că eu n-am să viu, de atâta nici nu a răspuns băiatul ăsta. Că sperau că eu n-am să vin. Un dosar să te de vreo 3 ani în prima instanță. Că despre asta trebuie. Și a fost complet un în sală? A fost, da. Și le-am pus eu leacă în situația și ca să o nu se gândească. A, stat și ați discutat. Le-am dat o speță de la ce, doamne. Proastă.
mulțumesc. Și s-a mulțumit în deliberare? Nu, da, nu sunt deliberare, Pe ca să scoată încheiere, nu-i deliberare? Sunt consultat. Pentru încheiere nu-i deliberare, se cheamă? Nu, am spus Pietra ce e domnul. Și am spus, poftim, dacă nu, vă trag la răspundere penală, dacă ce e ce am vorbit de acolo. N-aveți cum, ce există răspundere penală pentru decizii? Am 37, judecător. Da? Ei, dacă o să-i emite și să-l condamne pe dânsul, să-l recunoască pe nouă, acum, eu mă 37. Ei nu sunt condamni, ei sunt constate vinovăția lui, o să claseze cauza și o să-l oblige pe urmașul lui să-mi plătească mie despăgubiri. Cine e urmașul? Fiul, fiorul sau nevastă-sa? Nu ar ști că Babenco nu are nimic. Dar chiar dacă nu avea nimic, datoriile tot le moștenești. Care datorii? De unde? Dar datoriile, da, doar numai datorii. El avea numai un... Tipul vieții, el avea numai un teanc de recete, știi? Vai de capul lui, da. Astea avea. Vai de capul lui, de atâta fișor s-a ajuns mare grangor. Dar și are fișorul cu dânsul. Exact, sigur că da. O muncit cinstit și a ajuns mare grangor. Nu știi că are de la 1646, nu la pragă lui Vasile. Nu, 1500, de 1568. Da? Reforma lui Miron Vodă-Părănoschi. Când deja tata nu mai răspunde pentru fiul, la răufăcător, la zăpoare. Menunat, s-au constatat chestii logice, da. Nu-i de atunci. Deja era tras în țapă doar răufăcătorul. Tata, familia, nu atinge. Nu mai moșeie pe fiul, nu știu. Dar după pravilor noastre lucruri, deja gata. Nici moșeie nu putea fi pus. Dar după reforma lui... În schimb, era tras în țeapă sau rupt între cămile, dacă s-o uitați strâm la domnitor. Dar la 1742, deja gata, nici moșeie nu s-a mai confiscat. Apropo, să știți că la noi, în Moldova, principiul proprietății domiciliului, iată, apropo, tu ai luat atunci. Domiciliu, da? Acolo domicilia e. Domiciliu, dar nu domiciliu. Se asimilează așa. Da. Locul de muncă, universitatea unde se predă subordonat. Nu e primii în Europa, nici francezii. Francezii, după. Cine noi? Moldovenii. Moldovenii. Da, Constantin a concordat. În 1734. Două reforme. Vedeți că o să vă verifici studenți pe internet și s-ar putea să vă pună note. Să verifici.